Salutare, prietenii mei, cei mai buni, ce faceți? Uite-l pe grasul ăsta aici, uitați-vă, ce faci, mă? Uitați-vă, ziceți că e sălbatic. Bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de vloguri, alături de sălbaticul Sebi și, și Justin. Mergem în spate cu frigiderul ăsta de aici, dă-te pe la o parte. Cu frigiderul ăsta de aici, pentru că avem ceva foarte, foarte mișto acolo. Dacă n-ați văzut pe Instagram, vă invit să vedeți, o să-i dăm camera lui Justin, pentru că aici nu putem să facem nimic, că bate vântul. Ia, Justin, hai sălbaticul, vină cu mine. Du-te din partea altă. Bă, are vreo 35 de kg, nu e greu, dar e incomod. Cu ce l-a dus? Cu bercic? Da. Mai, în față, mamă, ce bate vântul aici, nu cred că nu se audă nimică. Dă-o încolo, pe beca. Cred că trebuie să ridici deasupra capului. Sau măcar așa. Așa. Dar nu știu cum facem noi să facem mai departe asta. Păi oprisem filmarea. Aha, că... Așa, că ține aici. Gata. Repede, repede. Să nu ne vadă dușmanii. Ce dușman, mă, că n-avem? Da. Cel puțin aici. A, aici nu, da. Nu mă împinge. De unde știi dacă nu se uită din câmp dușmanii la noi? Aia care i-au spart geamul. Îi ține să nu te împiedici acasă cu camera să spargi. Ia să vedem. Du-te și adu un cuțit, Justinovos. Un cuțit. Bun, deci îndita mai coletul acesta. Prietenii noștri la 1, 2, 3, tunim puro, cel puțin așa, așa îi găsiți pe Instagram și mai probabil o să aveți un link și în descriere pentru toată treaba asta. Mi-au trimis, chiar aici, chiar acum, dacă nu, cumva ați zis deja în secțiunea de comentarii, un frumos spoiler de Audi RS7, mă rog, aftermarket, nu este original pentru că na, e greu de făcut. Și încă o surpriză foarte, foarte mișto în acest colet. Deci în afară de spoiler mai avem ceva acolo. Vreau să ghiciți și asta. Iar acum o să trebuie să desfacem pentru că doar ce a ajuns coletul și sunt curios dacă nu cumva s-a întâmplat ceva, doamne ferește, de la transport. Acum îl desfacem, vedem cum stă treaba. După care o să trebuiască să mergem să-l și montăm, dar numai că o să-l montăm inițial să vedem cum cade doar așa. După care trebuie dus vopsit la pipoi, puse pasajele pe el și pus pe mașină. E un proces care va dura și se va întinde pe ceva timp, așa că apăsați chiar acum butonul ăla de like și hai să vedem ce frumusețe se ascunde aici. Vreau să zic și eu ceva. Zi, frate. Băieții, lecturicul așteaptă să mă schimb eu și să-mi iau haine de căcat în care stau în casă, ca să se apucă să, să facă vloguri. Nu sunt aurorac, ăștia-s haine de casă, cred că aveți și voi. Uite, ăsta-i rupt, îl vedeți? Da, uite ce avem picioare. Nu, da, picioarele sunt tari, ia uite-mă. Da, sigur, de la Nike, sigur, dar pe tine, eu stil deși, dar tu n-ajungi acolo. Hai că mă râs în chideu aia. Haide să vedem ce se află aici, eu nici nu știu cum ar trebui din aici, partea aia. Ia foarte țin, nu s-a invitat tu peste degete, Justin, închide și tu fermoarul ăla, ajungi că bate vântul aici la noi. Nu sunt vreau un peste degete, eu sunt... Bă, ăsta e spada sim, mă, mamă, cât am... Bă, dar e cât am... Zici că e frigider? Păi, asta e să și mergi și că ce dracu acolo, frigider? Mă! Bă, așa, băieți, cred că voi nu vedeți nimic ca mine, nici eu nu-l văd foarte bine. Dar îl simt, îl simt că este aici. Nu știu cum să-l scot aici. Să-l scoate mai mult aici. Opa! O, dar ce puteți, ce sunt aici? Da, da, da. Dai jos? Dai jos? Poate ar trebui să scoatem folia asta, da. Mă ales că mai am nevoie de aia, dacă n-am pus. Bă, nu știu cât de bine vedeți voi în cadru. Am că e frumos, dar oricum arată bine. Arată foarte bine. Diferența între spoilerul ăsta și spoilerul meu, în primul rând, ce observ la prima vedere, e aici. Grilele sunt diferite. Nu par când te uiți la ele, dar sunt, pentru că aici la mine vine cumva așa. Vedeți, deci cam atâta din ea ar lua la spoilerul meu. Vine grila așa. Aici vine mult mai agresivă. Aici avem niște splitere mișto, frumos așa, pe care o să le fac cel mai probabil negru lucios, nu sunt sigur încă. Aici o să vină grila, spoilerul momentan nu arată bine că nu are nimic pus pe el. Adică nu avem grile, nu avem ornamente, nu avem absolut nimic. Dar când o să le punem o să arate genial și asta o să le punem la cioacă. Și am mai văzut o diferență aici. Este mai băgat înăuntru farul, cum ar veni. Bă, ăsta e spoilerul.
Și arată bine, nimic de zis. Să vedem unde spunem. Nu știu, dacă nu se zbire. Bă, ideea e că oricum trebuie vopsit. Da, bine, da, corect. Asta facem, până le arăt eu băieților grilele, care sunt deja negru-lucios. Tu apucă-te și mai scoate ce pe acolo. Deci așa arată grilele, sunt negru-lucios, după cum puteți vedea, o culoare genială. Sau piano black, mai bine zis. Autele, frumos. Ce șmecher arată. Bă, ăștia habar nu am ce sunt. Mai avem niște lucruri pe aici care habar nu am ce sunt. Cred că sunt de acolo, uite, de pe margine, așa. Nu, nu sunt alea. Știu eu, pe margine trebuie să vină altceva. Ăștia sunt de la spălătoare. Ăștia sunt de la spălătoare, da? Ăsta habar n-am ce vină. Ovidiu știe să le monteze pe toate, de stați liniștiți. Nu e nimic în minus. Deci aici nu e nimic interesant. Aici avem șurubele și alte chestii, nu trebuie. A, uite, ălea sunt, ce zis, să știu, splitterele alea. Ca să vă arăt și splitterele alea mișto de la proiectoare. Apropo, de ce am luat alt spoiler, când vă întrebați? Pentru că eu am crezut că spoilerul meu este de RS, dar spoilerul meu ce? Nu e de RS! Hei! Uite, ăștia sunt, splitterele care vin acolo în colțurile alea, băgate așa, ăștia o să le fac negru lucios. Da. Că n-are, așa n-am nimic. Dacă aveam oglinzile sau ceva, păi nu, știi? Culoarea ta de pe mașină n-are nicio treabă. N-are nicio treabă, da. Aici nu știu ce să aveți, cred că aici e grila. Ia, da, ia pare mai mare. Ia puțin. Asta ar trebui să fie și negru lucios. Așa. Ține-ți, n-ai grijă cu el. Să pricepe, mă, că e din Craiova. Vorba aia. Da, aici avem grila. Nebun, pe ăștia să le postez. Sincer, apreciez că a venit așa, pentru că e ambalată foarte bine și nu riși să se strice pe transport, pentru că curierii, să fim serioși, nu stă nimeni să... Hai să punem coletul ăsta frumos aici, că dau cu el, că dau cu el, că așa dau cu toate. Nu e vina lor. Nu, dar ce, îi și presează, știi, dă-i repede, 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 încărcăm transportul. Dă-i seama că aia nu stau să... Auto în casă. Partea bună, partea bună e că ăsta se dă jos. Numărul. Da, uitați-vă pe spate, gen are niște șuruburi. Și în continuare, gen. Da, și gen o să scap de ăsta de aici, pentru că nu-mi place chenarul ăsta, plus că eu numărul o să vreau să-l pun un pic mai jos. Și o să rămână fără chenarul ăsta absolut deloc. Și o să-i pun magneția pe care mi-a dat Ștefan. Și în rest arată bine, negru lucios, sigur că da, o să merg să-l pun aici la grilă. Momentan. Frumos. Avem prima bucată din scut, cum ar veni, știi, până la scutul de motor, care vine fix sub spoiler. Asta este ok, cu avem și pe asta. Nu știu ce e ăsta. Ăsta habar nu am ce e. A, știu ce! Chestia asta, stați un pic, nu vedeți. Chestia asta se pune în față, ca un fel de... Nu știu ce vă explic. Nu, nu e protecție, e de design. A. Deci asta se bagă în partea de jos a spoilerului. A, mai gata, facem, facem unde stai, ia să vedem. Dar nu poți să dai asta mai în asta? Dă ălea de acolo. Uite, ăsta vine. Vine aici, știi? Vine și ăsta, așa, ăsta trebuie vopsit. Uite, uite așa. Vezi? Mă gândesc că tu ai drumul jos. Arată, dă-i seama. Arată, sau ăsta, nu știu dacă îl fac în culoarea, în culoarea spoilerului. Nu, pe ce? Da, deci ăsta se prinde acolo în partea de jos. Eu îți țineam un pic camera și nu mai aproape ca să vadă, să vadă băieții. Opa. Uite, vedeți? Ăsta intră aici. Mă rog, dacă și știți să-l fac, vedeți? Intră aici și arată așa. Mai mișto, mai șucar. Vorba aia. Și ăsta trebuie să știu cum să-l vopsesc, nu știu, încă ori în culoarea mașinii, ori negru lucios, deci pune aia înapoi pe masă. Culoarea mașinii, nu știu, dar ce să zic. Îmi pare rău, vezi că... Îmi pare rău că sunt așa dezorganizat, dar am emoții, vorba aia, și sunt și entuziasmat în același timp. Hai să vedem surpriza! La piste de resistance... La piste de la resistance. Cum zice sălbaticul, chestia asta a fost cel mai scump lucru din, din toate astea. Trebuie să-l tăiem, este? Da. Deci chestia asta a fost cel mai scump lucru și e exact ce-mi lipsea mie de pe mașină, pentru că mașina mea la bot era incompletă fără chestiunea asta. Băi, ce căută un porc cu un cuțit? Asta încă. Ține. Și asta este, așa vine, piesa de rezistență. E fumă! Dar nu știu cum să vă arăt pe asta, adică pe asta nu mai pusă pe mașină sau la spoiler. Uitați-vă și voi cât de agresiv e, uitați-vă la astea de aici.
Ia uite, te lasă de aici. Ești nebună. Bă, dar să ai grijă că acum poate zbor. Deci, ce-ai, bă, uite cât de mișto arată. Bă, bă, chiar ești mechile. Hai să încercăm să vedem. Ăsta nu știu sigur cum se prinde. Habar, cred că pe sub, cumva. Ăsta e clar că vine sub spoiler, da. Chestia asta, dar nu știu dacă aici se prinde cu ăștia sau trebuie montat cu bandă dublă adezivă, ceva, nu știu. Probabil și cu ăștia și cred cu bandă. Și ceva, prinderi, da, și probabil și... Să încercăm așa, să-i dăm, să-l punem cu toate astea. Asta vreau să facem, da. Hai să vedem. Pune o folie din aia jos. Uite. Da, stai că asta nu mai e aici. Asta? Da. Asta nu mai e. Bun, salut, domnule părinte. O, să trăiți, să trăiți. Ia uite ce-mi faci. Băi, dar e instantul ăla. Băi, ăsta e de RS? Și auzi ce mai faci? Carbon. Își merge ăla de pe tine. Da? Vino-n ba. Să-l ridic și să-l faci. Și ăla, acum mai duc spoiler-ul și când îl faci, îl faci. Băi, nu știu, niciodată pe cameră nu o să se vadă cum se vede în realitate. Clar. Dar, uitați-vă și voi, deci, bine, acum nu e pus bine, e pus așa de formă, uitați-vă și voi cum o să vină lipul ăsta. Deci, lipul ăsta o să dea, uite că aici vine peste că nu l-am pus eu bine. Dar cu ăsta o să arate genial. Deci este fix ce lipsea de pe mașină, pentru că mașina mea, botul față de cum era gen mașina în sine, părea că nu a fost umblat deloc la el și da, ceva de genul ăsta. Adevărul e că și spoilerul ăla care l-am e de S-Line, într-adevăr nu este de rez, dar nu e nici stock, dar oricum, față de ăsta. O să vină acum cu ăsta și cu aripile alea, frate. Și nu vă dați seama cât de mișto vine că n-are grilă, n-are accesorii, n-are nimic. Vorba aia. Acolo. Nu, dar lipul ăsta, deci lipul ăsta e genial. Deci e genial. Și e carbon. Deci lipul ăsta este carbon, pe spate se vede rășina, se vede fibra de carbon. Și miroase a rășină puțin. Rășina aia specială. Vai de mine, deci e genial. Băieți, neapărat mergeți și dați un follow acolo la pagina de Instagram a băieților, pentru că frate, e genial. Pe bune. Așteptăm să vedem cum cade spoilerul acesta pe mașină. Din câte am înțeles, a mai pus un băiat un spoiler fix ca asta tot pe un Audi A7, tot din anul meu, și a zis că s-a potrivit în proporție de 95%. Adică e perfect, pentru că oricum mașinile când mai sunt lovite, când alea spoilerele și toate astea nu mai cad la fix. Deci aș putea spune că o să vină perfect. Ideea e că în episodul de data viitoare, cel mai probabil, o să mergem și o să punem această păpușă pe mașină. Mergem întâi la un video să-l punem pe mașină, să vedem cum ar da, să ne facem o idee, un video că vrea neapărat să-l pună el înainte, să-l vopsim o dată, adică să muncească practic degeaba, dar așa a zis el că vrea, că e drag și lui. Să-l punem pe mașină și să vedem cum dă, pentru că apoi urmează un proces puțin mai complicat. Trebuie dusă bara la pipoi și vopsită. Care ar fi problema în toată chestia asta? Dacă ar fi doar vopsită, n-ar fi o problemă, pentru că eu duc, eu las-o, vopsește, nu e problemă. Nu știu dacă pasajele pe care eu le-am deja pe spoiler o să cadă perfect pe spoilerul acesta. E posibil să trebuiască adaptate, modificate. Și dacă trebuie să adaptate, modificate, e posibil ca să trebuiască să-i mai las mașina la pipoi pentru că să cadă la linie. Acum să vedem. Poate avem noroc și doar se potrivește și decât îi las spoilerul și când e gata, e gata. Dacă nu, asta este pipoi, ajung iar la tine. Mâncam, ia-i gurița să-mi o mănânc și eu pe a mea. Da. Așa că, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. În următorul videoclip o să montăm toate accesoriile, toate nebunele și o să-l punem pe mașină să vedeți și voi cum arată, urmând ca apoi să mergem să le ducem la vopsit și la etc. ce mai e de făcut. Nu uitați să dați un follow la pagina de Instagram din descriere. Cel mai probabil o să mai colaborăm cu băieții pentru ceva giveaway-uri și pentru voi în viitorul apropiat. Așa că ne vedem data viitoare. Pa, pa!